Am făcut o solicitare către Ministerul Afacerilor Externe, care spune așa: prin prezenta vă rugăm să ne transmiteți conținutul acordului semnat între Ministerul Afacerilor Externe și reprezentanții părții ucrainene din data de 13 iulie 2022, prin care se anunța transmiterea consimțământului poții române privind tranzitarea canalelor Chilia și Băstroie conform legii numărul 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Da? De ce am cerut noi chestia asta? Am cerut asta pentru că avem aici un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. Vi-l citesc imediat. Dați-mi voie doar o secundă, nu vreau să vă deranjez, știu că aveți multe pe cap. Și în legătură cu informațiile din presă, cu asta încep eu. Așa. Ajunge la ăla. Da, transmiterea consimțământului poții române privind tranzitarea canalelor Chilia și Băstroie. Este de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. Să citim atent. Referitor la informațiile apărute în spațiul public, cu privire la tranzitarea canalelor Chilia și Băstroie de către nave sub pavilion terți încărcate cu cereale, Ministerul Afacerilor Externe precizează că a transmis părții ucrainene pe canale diplomatice acceptul în acest sens. Deci nu la telefon, pe canale. Pe canale. Pe canalul Chilia. Decizia autorităților române vine în contextul efortului țării noastre de sprijinire a Ucrainei în vederea reducerii consecințelor agresiunii premeditate, ilegale și nejustificate a Federației Ruse asupra acestui stat. Acordul părții române pentru folosirea canalului Băstroie în scopul tranzitării navelor cu încărcătură cerealieră are o natură excepțională. De fapt, e vorba despre brațul Chilia. Fiind avut în vedere importanța diversificării și fluidizării căilor de transport utilizate pentru exporturile ucrainene de cereale. Odată cu acordul părții române, a fost subliniată de asemenea menținerea poziției de principiu a României privind proiectul dezvoltării pentru navigația canalului Băstroie, precum și necesitatea ca acesta să respecte prevederile bla bla bla. În același timp, deci asta este. Au dat acceptul. Da? Da. Și acum vine răspunsul, hai să punem pe ecran, vă rog, răspunsul pe care ni l-a dat Ministerul Afacerilor Externe. Ca urmare a solicitării dumneavoastră de presă, adresate Ministerul Afacerilor Externe, vă comunicăm următoarele. Nu există un decret sau tratat, acord, semnat, privind permisiunea României pentru tranzitarea brațului Chilia și a canalului Băstroie de către navele sub pavilion terți, încărcate cu cereale. Păi tocmai o spunea un comunicat că și-au dat acordul nu pe canale diplomatice. Nu, este recunoaște un lucru foarte grav. Deci, acum m-am prins. El recunoaște că, mă rog, da, trabuțel. Da. Normal era așa. În momentul în care ucrainenii ne-au trimis pe căi diplomatici o adresă, având în vedere cu cereale, bla, 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 și poporul ucrainean care ne ajută, vă ajută, vă cerem consimțământul pentru cutare, da? Normal era să fie un acord între noi și ei, semnat în care noi le puneam condiții, condiții. El corect spune că a fost o chestie și mai ticălă asta, dar numai consimțământul. Da. Adică dacă era, el are dreptate că nu este acord, este mai grav. Păi nu, stați un pic. În comunicatul Ministerului Externe pe care tocmai vi l-am citit, vorbește de consimțământ, nu de acord. Aici spune, păi nu, în titlu spune transmiterea consimțământului poții române privind tranzitarea brațelor Chilia și Băstroie. Când citești textul, spune așa, referitor la informațiile apărute în spațiu public cu privire la tranzitarea canalelor Chilia și Băstroie de către nave sub pavilion tert încărcate cu cereale, Ministerul Afacerilor Externe precizează că a transmis poții ucrainiene pe canale diplomatice acceptul în acest sens. Da, Marius, dar nu e un document semnat de amândouă. Nu e foarte corect. E și mai grav. Deci hai să vedem cum a fost în practică, da? În practică, încoate, documentul da există. Nu e de la, de cum ne vreți, de la omul primitiv încoace, este birocrație, da? Da. Nu există la telefon. Ucrainene au trimis pe căi diplomatice o adresă, nu știu, e-mail, da, care rămâne. Vrem să tranzităm da, cu nave terță. Cu tare, cu tare, cu tare, da? Da. Normal era ca România să spună, da mă, suntem de acord, semnăm un acord. Adică și voi stați la masă, îl semnăm amândoi și voi îl respectați și noi îl respectăm. Ceea ce nu s-a întâmplat. Păi nu, și ei au făcut atunci. Pe căi diplomatice a zis, da, suntem de acord.
Fără să trimită o hârtie în sensul ăsta? Păi au trimis, dar nu e acord. Nu e acord, a spus doar da, fără să fie un acord. Păi nu numai acord, era mult mai important. Acordul înseamnă... Eu și fac... trebuia să prevadă ce, cum Marius, să... Poți să dau un exemplu didactic? Nu. Sunt un profesor ratat. Nu. Marius. Da. Tu mă încerci mie, nu știu, să vin la emisiune joia, da? Da. Și eu zic da. Asta e una. Și alta este ca noi amândoi semnăm o hârtie un și contract, spui, un, și așa mai un contract în care tu spui condițiile, eu îmi pun condițiile și l-am semnat. În acel moment are, nu mai ai voie să sap. Bun, deci a dat un acord fără să prevadă nimic. A dat un consimțământ. În și ăia nu sunt obligați cu nimic. Absolut. Ei nu semnă nimic. Ceea ce poate să facă orice. Mă rog. De-aia. Ei, și să spunem completarea acestui răspuns, în continuarea acestui răspuns, MAE nu a acordat nicio permisiune părții ucrainiene pentru efectuarea de lucrări de dragare de adâncire pe brațele Chilia și Bustrui. Nici n-am întrebat așa nu ceva. Ceru, nici da. Nu mă interesează. Dimpotrivă, MAE a precizat părții ucrainiene în iulie 2022 că tranzitarea cu caracter excepțional și limitat, unde scrie cu excepțional și limitat, pe aceste canale, a navelor terțe care transportă cereale ucrainene trebuie să aibă loc cu respectarea strictă a dreptului internațional de mediu și cu precizarea clară că România își menține în totalitate poziția privind canalul Bustrui. Prostii. Păi nu, și de acest consimțământ scris a ajuns prin MAE, prin Ministerul Afacerilor Interne, la Poliția de Frontieră. La Poliția de Frontieră a ajuns că ajungem și la cereale. Bă, nu vă mai interesați. Da, nu vă mai interesați, vedeți nave. În primul rând trebuie să spunem că nu se circula pe brațul... Da, trebuie explicat. Nu se tranzita pe brațul Chilia, nu mergea niciun vas, da, terț. Nu exista așa ceva. Și probabil că Ministerul Afacerilor Externe a trimis la Ministerul de Interne, la Ministerul Afacerilor Interne, care a trimis tot o adresă scrisă. O adresă scrisă la Poliția de Frontieră. Și Ministrul de Interne a trimis către Poliția de Frontieră, nu vă mai interesează vasele care merg pe Chilia pentru că nu e treaba voastră. Că noi le-am dat lor consimțământul să treacă. Stați, e și mai parșiv. Deci el spune așa, când le-am dat consimțământul, da, am zis, bă, fiți atenți aici. Eu îți dau consimțământul să intre în casă la mine, dar nu violezi nevastă. Păi stai puțin, problema este că noi trebuia să trimită, fie un acord, fie să trimită la Poliția de Frontieră, bă, vedeți, dacă vine o navă, păi de ei n-are cum, că ei zice, bă... Păi nu, dacă vine o navă... Trebuia să spună, numai nave mici și așa mai departe, nu au spus nimic. Haideți că l-avem pentru lămuriri și la telefon pe domnul... După aceea trecem la cereale, că acolo e mult mai grav. Păi nu era tot cereale. Ba da, trecem, avem multe subiecte. Avem și chestiunea cu Ana Morodan, am înțeles că dumneavoastră o urmăreați ca influență, eu am urmărit-o niciodată. Avem și cu noua ordonanță 13 și așa mai departe. L-avem pe domnul guvernator, fostul guvernator, domnul Virgil Munteanu. Bună seara! Bună seara! Deci, ce spune acest răspuns, domnule Munteanu, al Ministerului Afacerilor Externe? Da, nu prea știu cum să înțeleg acest răspuns. Ceea ce a spus dumneavoastră anterior este foarte corect. Vreau să vă fac o foarte mică precizare. Înainte de acest răspuns, ce nave puteau circula pe brațul Chilia? Da. Există un regulament prin care între cele două părți un protocol bilateral între România și Ucraina, că așa se menționează în Convenția de la Belgrad. Pe asemenea detalii se face un protocol bilateral. În acest protocol bilateral se menționează foarte clar. Sunt nave de transport pasageri. Aceste nave de transport pasageri, atenție, pot fi și cu pavilion tert, aparținând altor state. Mă refer la navele mici de croazieră. Că pot veni embarcațiuni din Germania, de la Austria sau nu știu de unde, au și venit anii trecuți și au ajuns la Vâlcovo, în Ucraina. Ele au dreptul să circule, aceste nave fluviale, sunt nave fluviale, da, de transport pasager, au dreptul să circule pe Chilia. Numărul 2, au dreptul să circule embarcațiunile pentru pescuit și orice fel de alte șalupe și bărci care sunt folosite în scopuri de pescuit de cele două părți. Și 3, embarcațiunile Poliției de Frontieră, de la cele două părți. Atât. Asta. Aceste nave puteau circula pe brațul Chilia înainte de a se da acest consimțământ.